Aici am semănat de aici până în vie, sunt 15 ani unde am pus porumb, lângă de la vie până la grâul la care se vede, am pus o văz, am dat un disc, am aruncat o văzul, după aia am mai dat un disc. Aici este pus o văzul. În partea asta, de aici până în capăt, am dat un disc, am aruncat o văză și după aia am mai dat un disc să-l învelesc. În partea aia după grâu, mai am 25 de ari, semănați cu porumb, cu soiul de babe oltu. Aici este și porumbul, 25 de ari. Bine, și în partea cealaltă tot soi oltu este, tot babe oltu sunt. Și după grâu ăsta, aici care nu e al meu, e particular, după grâu ăsta am pus lucernă. Sămânța de lucernă pomposa. Am cumpărat-o de la Sibiu. Am luat-o de pe net și am semănat acum câteva zile. Bine, câteva zile. Cred că e o săptămână și de aici un hectar jumate. Toată porțiunea asta până unde se vede verde acolo. Am dat două discuri cu tractorașul meu, cu Europar 254, și fiind pământul foarte tare, am mai dat, nu s-a făcut bine și am mai băgat un tractor mare, un combinator, compactor scrie acolo. A început să dea lucernă. Început să dea firicele. I-am dat și cu complexe, cu îngrășământ, am băgat la un hectar jumate, 300 de kilograme de îngrășământ. Și acum așteptăm să vedem cum se face. Ca și cantitate am avut 40 de kilograme și nu mi-a ajuns din cauza la sămănătoare. Mai bine n-am sămănat eu, a sămănat altcineva. Și n-a ajuns și a trebuit să mai cumpăr 16 kg. Bine, e foarte mult, dar am semănat-o, asta e. Am pus-o acum, așteptăm să răsară ca lumea și să facă de cosit. Să o cosim, să o balutăm, să o strângem, să o balutăm. Cam asta e. Tot terenul care îl fac cu Europar 254. Bine, și după ce termin locurile mele, mai am în toată comuna, pot să zic, de discuit, semănat, cosit, greblat, balotat, tractorul fiind mic, este cerință. Că nu poate să bage un tractor mare, o să bag tractoarele mici, o să bagă tractorul mic. Cam asta e. Aici la porumb am băgat un sac de 50 de kg la 25 de ani cu îngrășământ, tot complexe. Am cumpărat 300 de kg.